Aceasta este o geometrie variabilă de pe o turbină Garrett de la un Ford Focus 1.6 TDCi, care, după cum vedeți, are o pală sărită, ceea ce a provocat deteriorarea turbinei. Palele nu sunt înțepenite, nu au fost înțepenite, doar această pală s-a ars. Și asta a dus la deteriorarea turbinei. Vedeți și celelalte pale sunt mușcate deja. Pentru reglaj, ele cam așa trebuie să vină.